ați venit la un nou vlog. În vlogul de astăzi o să vorbim despre ceva ce ar fi aparținut unor serii mai vechi ale mele de vloguri, când am vorbit despre depresia postnatală, despre ce înseamnă să fii mămică și așa mai departe. Deja probabil știți din titlu că vom vorbi despre depresia casnicelor, depresia mămicilor care stau acasă și despre burnout, pentru că din punctul meu de vedere merg mână în mână, cel puțin în acest caz. De fapt, cred că cam în orice caz. Știți că se vorbește despre burnout foarte mult. Este un termen în limba engleză, dar în principiu înseamnă atunci când ești complet incinerat, ca să zicem așa, ai ars complet, nu mai ai energie, nu mai ai resurse, nu mai ai speranțe, nu mai ai niciun fel de viziune, nu mai ai energia să mergi mai departe sau să găsești soluții. Și asta de cele mai multe ori se întâmplă, nu spun că nu se întâmplă numai mămicilor, din păcate în ziua de astăzi este ceva ce ni se întâmplă tuturor și foarte des și este ceva căreia îi dăm mult prea puțin atenție și cred că este prima scânteie care duce de fapt la depresie. Pentru că în momentul în care nu mai vezi nicio speranță, nu mai vezi o soluție, nu mai ai resurse, tu personal simți că nu mai poți, renunți într-un fel sau altul și asta duce către depresie. Și atât timp cât te faci că acest lucru nu există și nu încerci să găsești o soluție sau să găsești o anumită formă de a te ridica, de a găsi noi resurse, de a avea o perspectivă diferită, ajungi să suferi de depresie, ceea ce este boala secolului și este o boală foarte reală. Pentru cei care nu credeți în asta, nu este boala celor care nu mai au chef sau sunt prea leneși, sunt cei care, efectiv, mental vorbind, sunt atât de drenați de energie că, cu adevărat, nu mai au nici putere fizică. Ideea este că nu pot să vorbesc acum din toate punctele de vedere, pot să vorbesc din ceea ce am trăit eu. Am fost și de partea baricadei în care am stat acasă cu copiii, am fost și de partea baricadei în care am muncit având copii. Și atunci cumva pot să fac o comparație între cele două și din experiența mea pot să spun că atunci când am muncit, cumva, chit că poate fizic vorbind eram cu mult mai obosită, mental vorbind eram mult mai fresh. Pentru că aveam acea perioadă de deconectare. Și asta este ce puțini oameni înțeleg. Da, nu pot să zic, Doamne, ferește că m-ar bate Dumnezeu să zic că este foarte ușor să mergi la lucru și să ai copii. Nu, este incredibil de greu și cred că ar trebui să le dedicăm o statuie celor care fac asta și celor care, mai ales, care fac asta în condiții foarte grele, pentru că sunt mămici care nu prea au susținere acasă și cred că ar trebui, nu știu, nu sunt plătite atât cât ar trebui să fie plătite și merită tot respectul și tot sprijinul din lume, pentru că este foarte, foarte greu să faci așa ceva și, din păcate, se întâmplă foarte des. Pentru că tinde să fie o diferență mare între cum arată viața unei femei și viața unui bărbat din acest punct de vedere. Să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți cu timpul, pentru că, din păcate, tot ce putem să facem este să vorbim și să încercăm fiecare dintre noi să ne educăm copiii în sensul în care să existe mai multă egalitate în acest sens. Dar, în fine, nu despre asta vreau să vorbim în vlogul ăsta, vreau să vorbim despre depresia mămicilor care stau acasă. Vreau să vorbesc mult despre ea pentru că este ceva care puțină lume crede că există, mai puține lume decât crede că există cealaltă depresie, celelalte cazuri de depresie, pentru că în viziunea oamenilor, dacă tu stai acasă și ai grijă de copii, ai foarte puține motive să fii nefericită sau să simți stresul sau să ai probleme sau ai foarte puține motive să fii stresată la un așa nivel încât să ajungi la depresie, ceea ce este total neadevărat. Este foarte, 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 foarte greu să ai o ființă, două, în funcție de câți copii ai, care să depinde de tine 24 din 24. Pentru că treaba asta cu mămica nu e chiar așa că, gata, le-ai instaurat o rutină și copiii din start vor lucra după acea rutină și nimic pe lângă acea rutină nu se va mai întâmpla. Nu este chiar așa, este foarte greu pentru că copiii necesită foarte multă atenție și pe lângă că necesită foarte multă atenție, au nevoie de foarte multă prezență de spirit, în sensul că dacă ești acolo, trebuie să fii acolo. Dacă nu, ei vor resimți asta și vor cere mai multă atenție și mai multă atenție. Și copiii încep să devină foarte năzdrăvani în momentul în care simt că nu au suficient atenție sau în momentul în care concurează unul cu celălalt, în caz că vorbim de frați. Și trec prin foarte multe perioade de dezvoltare care pot fi foarte drenante de energie, pentru că chiar dacă tu stai acasă, ca mămică, nu vă gândiți că problemele pentru persoana respectivă nu mai există. Problemele care există în familia aceea vor exista și pentru mămica respectivă. Și în momentul în care tu stai închisă, pe patru pereți, indiferent că mai mergi în parc și mergi la cumpărături și ai de făcut curat și ai de făcut mâncare și așa mai departe și alegi să faci lucrurile astea în momentele în care vrei tu, pentru că asta este ce se crede, ești acasă, faci lucrurile când ai tu chef și cum ai tu chef și nu este chiar așa. Întrebați dacă nu mămici care au trecut prin asta, au stat acasă o anumită perioadă și pe aceea s-au întors la lucru, întrebați-le ce preferă mai mult. Să meargă la lucru și să aibă copii sau să stea acasă cu copii.
Și veți vedea că răspunsul va fi absolut de fiecare dată că preferă să meargă la lucru. Cred că sunt rarisime cazurile și probabil sunt cazuri în care ori vorbim de ajutor acasă, ori nu știu, probabil că vor fi și cele cărora viața aceasta li se va potrivi, dar nu este vorba aici de potrivire, este vorba de faptul că mediul care se creează atunci când faci același lucru repetitiv și ai contact foarte puțin cu adulți și atunci când problemele par a fi numai ale tale și ajungi să faci problemele mult mai mari decât sunt, pentru că ai această rutină repetitivă într-un fel sau altul și ai persoanele acestea care depind cu totul de tine și asta este ceea ce faci tu zilnic într-un mod repetitiv. Vă spuneam că acest burnout, din punctul meu de vedere, este primul semn că ne îndreptăm către o depresie, pentru că este destul de greu să-l depășești de unul singur sau mai ales dacă nu-ți dai seama despre ce este vorba, nu o privești așa, pentru că de multe ori problemele, gândurile, faptul că ne simțim nefolositori sau nu neapărat nefolositori, pentru că nu putem spune despre o mămică că este nefolositoare, până la urmă își îngrijește copiii și face totul pentru familia și așa mai departe. Doar că nu este pentru tine ca persoană, ca om, nu este suficient să ai doar aceste îndeletniciri și nu este normal. Orice om are nevoie de puțină deconectare. Pentru cei care au copii sunt sigur că știu foarte clar că să crești copii este foarte greu. Chit că pare ușor din afară, te îi dai să mănânce, îl schimbi și îl supraveghezi. Nu este chiar așa. Noi oamenii suntem ființe sociale și avem nevoie de diferite îndeletniciri și avem nevoie de puțin timp pentru noi. Sunt extraordinar de necesare, nu sunt un moft. Este ceva care contribuie la sănătatea noastră mentală, este ceea ce ne ajută să fim sănătoși. Să ai pe cineva care depinde 24 din 24 și să fii tu singurul om care are grijă de acești mici omuleți poate deveni foarte, foarte drenant. Este foarte, foarte greu să nu ai un moment în care să zici asta e ora mea în care mă deconectez, mă relaxez, încerc să am o altă perspectivă asupra lucrurilor în momentul în care am probleme, pentru că problemele în familia respectivă vor exista chiar dacă femeia, propriu zis, nu merge la lucru și nu rezolvă ea direct problemele. Problemele există pentru toată lumea. Viața nu este perfectă și nu va fi niciodată. Nu vă gândiți că e într-un nivel, pe mine nu mă interesează, eu am grijă doar de copii și restul să se... Nu este chiar așa. Și în momentul în care nu ai acele îndeletniciri care te fac să uiți problemele, să te deconectezi cumva sau să poți să ai acel pas în spate despre care vorbeam în vlogurile trecute, care te ajută să vezi lucrurile puțin altfel și să vezi soluții care poate la momentul acela nu le observi, devine depresiv, sincer. Chiar devine depresiv și mămicile în general sunt foarte obosite pentru că copiii, v-am spus, nu funcționează după un program fix. Nu e ca și cum au depășit o vârstă și gata, dorm noaptea întreagă sau nu mai plâng sau nu se îmbolnăvesc. Femeile, mămicile în general, suferă de privare de somn, că nu știu cum să o pun altfel. Pur și simplu, sunt foarte multe mămici care să aibă norocul să spună că pot să doarmă 8 ore pe noapte și să fie odihnite. Mămicile, în general, sunt foarte obosite. Și ăsta este una dintre problemele care contribuie la acest burnout. Pentru că când vorbim despre burnout, putem să vorbim de burnout fizic și putem să vorbim despre burnout mental. Pentru că atunci când te gândești la un lucru la infinit și dramatizezi și nu mai vezi soluții și începe să se acutizeze problema și să se creeze un gol și să se creeze nefericire, acea stare de neliniște și de, cum se spune, când ești lipsit de speranță total și problemele se acutizează în capul tău și de multe ori, poate lucrurile, de fapt nu de multe ori, de cele mai multe ori, aș putea să spun că niciodată nu poți să spui despre un lucru că nu mai poate fi rezolvat nici într-un fel. Întotdeauna există o altă perspectivă. Doar că de multe ori nu ai puterea să o vezi, nu ai puterea să mai vezi acel lucru pentru că ai ajuns într-un punct în care ești la marginea prăpăstiei, ca să spunem așa, și poți să spui că ai intrat deja în depresie. Dar în același timp putem să vorbim de burnout-ul fizic, care se întâmplă și pentru oamenii care muncesc și care au mult prea multe responsabilități. Și cred că singura cale să ieșim din oricare dintre aceste situații este să încercăm să găsim ori ajutor, ori să restructurăm cumva viața pe care o avem, ori să încercăm să găsim sprijin într-un terapeut sau în cineva care să ne poată ajuta, dacă nu avem niciuna dintre celelalte opțiuni, să manevrăm situația cât de sănătos se poate. Indiferent despre care dintre situații vorbim, avem nevoie de ajutor când ajungem în punctul acesta. Nu trebuie să lăsăm să se acutizeze pentru că duce către depresie, iar depresia este o boală foarte grea, pe lângă că nu este foarte acceptată și ne este foarte greu să facem pasul, să mergem către un terapeut. Și de multe ori când te simți în halul ăla, chiar nu ai niciun chef să faci niciunul dintre pașii ăștia. Pur și simplu simți că viața pentru tine nu funcționează. Nu ești norocos, ești ghinionist, nimic nu funcționează pentru tine, nu mai ești capabil să vezi o altă parte. Și atunci poate fi ceva destul de periculos, pentru că pentru oamenii care sunt în depresie în general,
viața nu mai are culoare, ca să zicem așa. Și pot trece perioade foarte lungi în care ei să trăiască în felul acesta și multe oportunități să treacă pe lângă ei, să nu mai poată să fie partenerii potriviți, să nu mai fie așa cum ar trebui să fie în relația pe care o au, în relația cu oamenii apropiați lor, în relația cu copiilor. Și atunci pierd anumite părți pe care mai încolo le vor realiza, vai, cum n-am fost alături de copiii mei cum ar fi trebuit, am trecut peste chestia asta, asta n-am făcut ok, ceea ce va acutiza problema și mai mult, pentru că va interveni vinovăția, vor interveni realizările că pe lângă că lucrurile nu mergeau foarte bine, n-am reușit să mă ridic și să fac, și sentimentul de vinovăție va acutiza și mai mult starea de depresie și poate deveni foarte periculos, pentru că sunt oameni care efectiv nu mai sunt capabili să iasă din acest gol, pur și simplu. Devine foarte, foarte dificil să faci așa ceva. Și atunci cred că trebuie să dăm un semnal de alarmă și încercăm să nu mai credem că le știm pe toate și să presupunem că pentru o mămică este ușor să stea acasă cu copiii și să considerăm că pur și simplu are fițe pentru faptul că se simte obosită sau se simte nefericită, pentru că am auzit de foarte multe ori, vai, dar trebuie să fii cea mai fericită că îți permiți să stai acasă cu copiii și poți să fii în anii ăștia alături de ei. Da, nu zice nimeni că nu cred că există mămică care să nu fie recunoscătoare, în primul rând că suntem oameni și oameni și fiecare funcționăm diferit și nu se potrivește la toată lumea un gen de viață. Poate sunt persoane care efectiv au nevoie și de altceva în viața lor ca să fie fericiți. Pentru mentalul lor, pur și simplu, așa sunt ei construiți. Nu este că nu își doresc să fie alături de copiilor sau că sunt egoiști. Și poate de multe ori vorbim de faptul că respectiva mică are nevoie poate de o oră pe săptămână a ei, are nevoie să se deconecteze sau are nevoie de puțin sprijin sau are nevoie de puțin atenție. De aceea, ca parteneri, ca neamuri, ca apropiați, prieteni, indiferent despre cine vorbim, trebuie să deschidem ochii și să încercăm să vedem problemele ca ceea ce sunt și să ne concentrăm mai puțin pe a judeca și a presupune noi că le știm pe toate. Am realizat acest lucru, pentru că așa mi se întâmplă de obicei, aveam cu totul și cu totul alt vlog plănuit pentru astăzi. Vreau să fac tipicul vlog de Crăciun, care să vă arăt ce am făcut de sărbători și așa mai departe, doar că am avut și eu parte de acest burnout și de această, nu pot să spun că depresie, pentru că nu sunt în depresie. Dar pot să zic că a fost o perioadă care m-a dus către un burnout și am realizat că au fost părți despre care nu am vorbit în aceste aspecte și cred că este cel mai bine ca vlogurile atunci când le facem, mai ales noi care suntem în situația aceasta, să împărtășim cu adevărat prin ceea ce trecem. Da, pentru mine nu a fost o perioadă strălucită, să zic că vai, a fost cel mai frumos Paște din viața mea, dar, cum să spun eu, sunt perioade în viața noastră când trecem prin experiențe care ne duc pe cărări pe care nu am mai fost până acum și prin situații prin care nu am mai fost și felul în care experiența respectivă prin care trăim, cred că de multe ori este mai valoroasă decât ceea ce ar fi trebuit să facem. Pentru că asta este ceea ce încerc eu să fac cu vlogurile acestea, încerc să împărtășesc experiența mea, indiferent despre ce este ea, că este fericită, că este nefericită și uite că nu că n-aș fi știut despre chestia asta, pentru că oarecum este ceva ce face parte din viața mea și în special la primul copil chiar am trăit acest burnout și depresie și tot ce vrei din plin. Dar cumva nu m-am gândit să o povestesc din perspectiva asta. Și treaba asta cu depresia casnicelor chiar există. Indiferent că vorbim despre casnice cu copii sau fără copii, credeți-mă, există. Și pentru o casnică fără copii care nu are nimica de făcut, faptul că nu are nimica de făcut sau nu se mai simte utilă sau poate nu este în locul în care ar vrea să fie în viața ei, poate să ducă către depresie și putem să ajutăm foarte, foarte ușor persoanele aflate în această situație dacă ne-am oprit din a mai judeca și a considera că dar n-ai de ce, ești pur și simplu prea fițoasă sau vrei prea multe, sau să încercăm să sprijinim și să încercăm să aflăm de ce au nevoie persoanele respective. Și asta s-ar putea să elucideze și misterul de ce se simt în situația asta. Să încercăm să fim mai buni, să încercăm să ne sprijinim mai mult, că asta este ce avem nevoie și noi să învățăm să facem și de asta au nevoie persoanele care sunt nefericite. Pentru că dacă există acolo un sentiment de nefericire, ceva se află cu siguranță în spatele lui și în 99,9% din cazuri nu vor fi fițe. Asta cu siguranță. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut vlogul meu, sper că nu vă pare rău că nu a fost un vlog despre ce am făcut noi în acest Paște. Vă voi explica în vlogurile ce vor veni, despre ce vorbesc, din ce cauză am ajuns la acest burnout și de ce a fost o perioadă mai cea. A fost o perioadă nefericită, nu s-a întâmplat nimic, a ieșit din comun, nu vreau să exagerez lucrurile pentru că nu a fost așa. Doar că a fost o perioadă de schimbări care nu s-a potrivit cu faptul că sărbătoream Paștele și cumva nu am făcut ce am făcut în mod normal în fiecare an. Nu aș fi avut sincer ce să vă arăt mare lucru, pentru că am făcut în principal ce a însemnat pentru copii și cam atât. Cred că cumva nici în ultimii ani, cel puțin pentru noi, nici nu se mai simt sărbătorile cum se simțeau înainte, din păcate.
Dar asta este, nu avem ce să facem. Sper că o să vă fie în orice fel folositor acest vlog. Sper cu adevărat să fi reușit să deschid discuția asupra subiectului și să vă încurajez pe cele care vă aflați în situația aceasta să căutați ajutor, pentru că sunteți îndreptățite să căutați ajutor și există această depresie și nu trebuie să vă simțiți vinovate și nici să vă fie rușine să spuneți că vă aflați în situația asta și cu siguranță nu trebuie să simțiți ca și cum aveți totul dacă simțiți că nu aveți și nu vă aflați în locul în care ar trebui să fiți. Trebuie să încercați să găsiți înțelegere și să-i faceți pe cei din jur să vă dea o mână de ajutor, să încerce să vă perceapă așa cum simțiți. Nu încercați să păreți, dacă vedeți că cei din jur cred că ar trebui să vă purtați ca și cum aveți totul, să încercați și voi să faceți asta chiar dacă înăuntru nu simțiți lucrul acesta. Pentru că este ceva ce și eu am încercat să fac de multe ori, pentru că mi se părea că nu am motive să fiu nefericită cu toate, chiar și de multe ori în spatele acelor motive să fii nefericit, ți-a lucru pe care nici măcar tu nu l-ai conștientizat, pentru că te-ai agățat de acest lucru, nu am de ce și problemele se acutizează. Trebuie să aveți curajul să puneți piciorul în placă atunci când simțiți că lucrurile nu merg în direcția corectă. Nu este egoism. Dacă voi veți fi mămici fericite, soții fericite, cu siguranță veți putea să-i faceți fericiți și pe cei din jur și așa este normal să fie. Deci asta a fost, că am spus că asta a fost pentru astăzi și am mai vorbit încă 5 minute. Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog frumos să-mi dați un like, să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o deja și ne vedem la următorul vlog.